În data de 10 iulie, în Regatul Țărilor de Jos, Olanda, a fost vernisată expoziția internațională Dacia, Regatul Aurului și Argintului. Proiectul este realizat în parteneriat cu 18 muzee din România, Muzeul Național al Banatului fiind unul dintre muzeele participante. Expoziția prezintă o selecție impresionantă de artefacte din metal prețioase, descoperite pe teritoriul actual al României. De asemenea, cea mai importantă parte a expoziției este dedicată epocii fierului și culturii getodacice.